Sănătate și bine revenit printre maturi cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Guvernatorul Rezervei Federale sugerează mai multe creșteri ale ratelor dobânzii. PayPal dezvăluie un nou stablecoin pe USD construit pe rețeaua Ethereum susținut de dolari. Honduras deschide o consultare privind moneda digitală a băncii centrale CBDC, Venezuela solicită oficial să se alăture organizației BRICS, iar Trubit lansează integrarea plăților PIX în Brazilia. Respingerea globală a CBDC-urilor. Bistam se află în discuții pentru a stânge fonduri intenționând să lanseze tranzacționarea instrumentelor derivate în Europa începând cu 2024. Crypto de gen Crow s-a instalat pe LR2 Base de la Coinbase. UniSwap integrează Base Coinbase în cea mai recentă actualizare. Și bainul raliul recent al prețurilor, ar putea fi o capcană pentru tauri, avertizează analistul. Bitcoin se confruntă cu un risc crescut în raport cu acțiunile. Strategul de mărfuri Mike McGlone avertizează despre provocări. Firma de plăți FOMO achiziționează firmele de valori mobiliare tokenizate susținute de SGX, Cambridge și One Exchange. Jetoanele comunității Reddit, Mons și Brix cresc cu 50% de la listarea pe exchange-ul Kraken, unde pot fi tranzacționate cu dolarul și euro pe piața spot. Înghețarea contractului inteligent al protocolului Cypher de la Solana declanșează o explozie pe fondul exploatării de un milion de dolari. CZ Binance ne spune că toată lumea va fi în cripto. China tocmai a făcut o mișcare semnificativă ce a schimbat jocul și care ar putea fi pe cale să afecteze prețurile Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Tron, Polygon și Solana, relatează Forbes. Ripple e încântat să colaboreze cu Centigrade Earth pentru a aduce transparență, încredere și integritatea piețelor de carbon. Ripple CLO solicită în investigarea fostului oficial SEC. XRP rămâne în scădere în ciuda solicitărilor pentru o anchetă asupra lui Bill Hinman. Prognoza prețului XRP, o predicție îndrăzneață a analistului pentru investitori. 10.000 de XRP la 100 de dolari per monedă, o predicție de un milion de dolari de către un analist cripto. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita te rău, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun o trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la calitate că mai am multe criptomonede.